Informația momentului, doamnelor, domnilor, un bătrân a rămas blocat pe o stâncă. Vedeți imagini după ce un podeț pe care îl traversa, care traversa râul Prahova s-a rupt. Pompierii intervin de urgență pentru a-l salva. Colega mea Iulia Blonda vine cu toate informațiile. Bun găsit! Da, bun găsit! Tuturor, s-a întâmplat în Comarnic, acolo bărbatul în vârstă de 85 de ani se afla pe un pod care traversa râul Prahova. La un moment dat, podul s-a rupt din cauza unei viituri puternice formate în urma ploilor, iar bărbatul a rămas suspendat pe o stâncă. Imediat, la fața locului au ajuns de urgență mai mulți salvatori. Inițial, aceștia au intenționat să intervină cu o barcă pentru a-l salva pe bărbat, însă pentru a câștiga timp, pentru că vorbim despre o misiune contratimp, pompierii au construit un sistem de prindere cu corzi și la un moment dat au reușit să ajungă la bărbat. În aceste momente el este asistat medical, cei de la echipajul SMURD vor să verifice dacă bărbatul a suferit afecțiuni, însă din informațiile pe care le deținem, acesta se află în afara oricărui pericol.